Sebastian Dobrincu a ajuns la un nivel financiar care îi permite să se răsfețe cu cadouri speciale, acest statut fiind rezultatul muncii sale. Ferrariul este unul dintre cele mai scumpe lucruri pe care și le-a cumpărat până în prezent. După o poveste de dragoste cu Ioana Ignar care a durat 3 ani, Sebastian Dobrincu lasă destinul să-l surprindă cu partenera potrivită. Am văzut că ți-ai făcut un cadou de ziua ta extraordinar. Cum este la volanul unui Ferrari? Bucuria a trecut după primele 5 zile, ca să fiu sincer. Cam ca orice altă bucurie materială, durează foarte puțin, se evaporă. Dar pasionat fiind de mașini, pentru mine e o senzație aparte când mă urc într-un motor așa puternic. Nu sunt un amator al vitezei neapărat, dar îmi plac lucrurile frumoase, îmi plac mașinile frumoase, e o bijuterie, o operă de artă, asta m-a și împins să-mi cumpăr. Acum nu pot să zic că mă culc cu gândul la mașină sau mă trezesc. E un nice to have, în afară de tine, ai împrumutat-o cuiva să o conducă, am dat-o pe la toți prietenii, nu sunt scârcit. Am dat-o pe la toți prietenii responsabili și cu carnet. Eu m-aș fi bucurat dacă aș fi în locul lor să pot să conduc o mașină de genul și e o experiență de sine stătătoare și mă bucur dacă pot să-i o dau și altcuiva. Și alții au mai făcut asta cu mine și a fost o experiență wow să pot să conduc o mașină pe care o apreciam. I-ai dăruit mamei o bijuterie de suflet cu ocazia aniversării. Da, bineînțeles, de foarte multe ori. Și ea mi-a dăruit. Avem o brățară pe care o am și eu și toți frații mei. Asta e simbolică. O avem cu toții și ne leagă acolo frăția asta de sânge. Mie îmi plac bijuteriile. Nu pot să zic că sunt mare pasionat, dar e un lucru frumos pe care îl apreciez și pentru o femeie mi se pare un accesoriu atât de elegant pe care cu drag îl dăruiesc persoanelor dragi și nu numai. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.